Și urmează să mergem în zona Antilopa, unde la 8 dimineață voi susține examenul de condus pentru categoria B. Da, trebuie acordată prioritate pietonilor chiar și dacă merg încet. Așa cum se iasă, bine și eu, cred că o să fac. Uite, vezi, mai da very hard. Asta e. Bun, este bine, ha, te-am pupat, ceau. Salutare și bine ați venit cu mine la școală. Marius Mitrache mă numesc și astăzi facem un episod dinainte să iau carnetul. Sper să le iau din prima, sper să nu mai trebuiască să prelungesc agonia. Am prelungit-o din 2008 până acum, deci sunt 16 ani. O să vi-l prezint imediat pe instructorul meu care a făcut ca aceste ore să fie plăcute spre deosebire de orele de dinainte. Cele din 2008, care erau cringe total și pe care le-am asociat super negativ, încât am ajuns la 64 de ani să nu am permis de conducere categoria A, B sau alte litere din calendar. Așa că suntem la Auto Best Drive. Au mai multe locații, găsiți școala, dar atenție, este foarte important să faceți cu instructorul meu dacă vreți rezultatele mele. Așa că pe el contactați prima dată, aveți datele lui de contact în secțiunea de mai jos. Așa că haideți să vi-l prezint pe Dani. Vino, Dani, te rog, pe internet aici cu băieții. Eu îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine și că m-ai ajutat și că ești foarte bun în ceea ce faci. Deci Dani, atenție, atenție distributivă de modul. E cu capul în jos și ce vezi că îți vine în spate, nu știu, adică n-am văzut așa ceva. Ești foarte bun pe ceea ce faci. Este o plăcere oricum să colaborez cu tine. Prins foarte repede. Îmi place în continuare să lucrez cu tine și aș vrea întotdeauna să am elevi de rangul tău, să poți să glumești, să poți să râzi, să poți să faci și treabă în același timp. Așa adică e. Ce mai vrem, mai mult de atât. Îți mulțumesc mult de tot. Câți ani ai tu? 31. Mulți înainte. Lucrasem prima dată cu cineva care se apropia de, nu știu, 90 și, glumesc, nu, dar avea 60 ceva și nu rezonam. N-aveam aceeași lungime de undă, n-aveam chestii în comun, avea un stil de a face lucrurile care era foarte pe vechi. Tu mi-ai dat toate nuanțele, mi-ai explicat, ai avut răbdare cu mine și, nu știu, ai făcut ca orele să fie plăcute. Spune-mi, te rog, în afară de cum te găsesc cu oamenii, că le-am explicat unde te găsesc, tu lucrezi și pe manuală și pe... Am și cutie manuală, da, lucrezi și pe cutie manuală și pe cutie automată. Bun. Dacă ar fi să pui la pariuri acum, crezi că l-aș lua din prima? Da, cred că avea o cotă destul de mică. Deci n-ar trebui să parieze lumea împotriva mea că nu-l iau. Băi, sper să-l iau. Nu. Știi povestea mea că mi-a tremurat piciorul pe ambrea și așa. Dacă reușesc să stăpânesc emoțiile și eu sunt 100% cam o cotă 1.1, ceva de genul. Să vedem, să vedem ce o să fie. Dacă vreți să intrați în contact cu el, el vă programează, el vă ajută, cu el discutați. Deci, Dani, îți mulțumesc mult încă o dată. Hai să ne apucăm de ore, mai avem astăzi, mâine, luni și dăm traseu. Eu mă simt pregătit, mai bine ca ieri, n-am condus niciodată, clar, adică m-am întors acasă happy că, băi, a fost ok, puține greșeli față de alte dăți. Să vedem astăzi cum decurge, mai ales că mă vede și internetul. Hai să mergem mașină să-i dăm drumul la treabă. Let's go! Asta ne aduc aminte pe drag. Punem oglinzile, este bine. Da. Gata, dăm înainte. La intersecție facem stânga. O să încerc să nu depășesc prevederile legale legate de viteză. Puțin sunt. Acum procedăm situația, că știm, da? Da, îl depășim. Asta e. Dar, păi da, perfect. Da. Dacă sunt învățat să merg pe încetineală, cu depășirea mai greu la mine. Nu știu dacă ai observat, că eu în toată meseria asta mea și în toată chestia pe care o fac, încerc să te învăț și puțin spre șoferește, nu numai să poți obține examen. Știi? La următoarea intersecție o să merg înainte. Ok, deci dacă mi-ai zis, înseamnă că asta probabil te obligă la dreapta. Corect, corect, te rog să iei atitudine deja. Așa, frumos, da? Da, da, exact, fapt. Intri în banda 1, menții banda 1, continui că avem prioritate, da? Bun, cam din poziția asta semnalizăm stânga, menținem banda 1 pe lângă obstacole, te mai ghidezi încă o dată aici după marcaj, așa, și dacă îți reamintești că pentru virajul la stânga trebuie banda de lângă scoară, da. Banda 2 ne obligă la întoarcere. Bun, aici ne asigurăm, perfect, este... schimbăm semnal dreapta că ieșim din rond asta, în da, dreapta. Trebuia. Aici, aici știm ce avem de făcut, prioritate, faci și singur, așa. Ca să mă asigur, aici, de exemplu, era linie continuă, după care discontinuă, acolo puteam, de fapt era trecere spate, nu puteam. N-aveam cum să mă bag de dinainte. Pe lângă, puteai să te bagi înainte, marcajul ne permitea acest lucru, dar pretențele la examen
să mergem acolo unde s-a îngustat drumul, unde începe din nou linia discontinuă. Dar în realitate putem să mă bag înainte de linia continuă. Să bagi înainte, sigur că da. Atât timp cât marcajul îți permite, nu văd o problemă în treaba asta. Bun, o să vreau să facem stânga, să intrăm în Cora, în parcarea la Cora. Observăm și indicatorul de intrare, îl vezi acolo, da? Gata, l-am văzut. Perfect. Singurel, să vedem și noi ce am învățat. Ia să vedem. Se dădea prioritate la pietoni aici, dacă perfect, era cazul, dar perfect. Nu este. Ajung la stânga, așa. Așa. Ce facem aici? Mersul cu spatele. Bun. Așa, bun. Hai, deci am înțeles, polițistul urmărește să dăm drept. Da, să mergem drept. Așa, o ținem din frână, dacă foarte bine. Drept, așa, dacă nu mai reglăm, așa. Dar e bine, suntem ok. Un pic poate așa. Poate un pic așa. Dai înapoi aproximativ 50 de metri sau până îți spune polițistul de ajuns. Cum ți-a spune acum de ajuns. Perfect. Din poziția asta vreau să executăm întoarcerea din trei mișcări. Direct din poziția asta. Prin mersiurile astea, domnule. Perfect. Așa, perfect. Acolo, aia e prima rată care ajunge la bordură. Dacă nu, perfect. Dacă nu e nevoie, nu ne complicăm viața, Iurea. M-a învățat cineva înțelept în ale condusului. Bă, nu sunt sigur, așa că dacă trece, nu... trece. Trece? Trece fără probleme, da. Are ceva la examen dacă... Perfect. Dacă nu mai faci, și nu. Mai fac o manevră? Nu. Sigur, dacă nu e sigur. Întotdeauna chiar dacă pleci înainte, pui semnul la stânga. Corect, așa, așa. Să știi toată lumea că te pui în mișcare. Da, trebuie acordată prioritate pietonilor chiar și dacă merg încet. Adică chiar la toată lumea, nu sunt excepții. Lumea. Sunt unii pietoni care, bă, aici pot, de exemplu, să nu acord prioritate. Nu știu, eu cred că voi conduce puțin diferit. Sensul giratoriu, părăsim la a doua ieșire. Deci, intrăm cu stânga și... Perfect. Nu e nimeni în sens. Nimeni nu are sens. Corect. Și dacă... Semnalul e pus. Păi da, da. Să analizez dreapta, abia și acum, după ce am trecut de prima dreapta. Corect, corect. Am crezut că vrei să-mi zici să pun dreapta de când am intrat. Dar nu-ți mai zic nimic, că tu știi ce ai de făcut. Căutăm și noi un loc disponibil pentru a efectua o parcare laterală cu spatele. Da, suntem cu stopul în geam aici, luăm dreapta total. Până ajungem la reperul cu numărul 2. Îmi place că ai încredere în mine și ții piciorul pe frână. Îndreptăm volanul. Mergem până la reperul cu numărul... Cred că trebuia să o total, frate, aici. Nu, nu, am greșit-o, nu. Am greșit-o. Nu, n-ai greșit-o. Așa, no. Așa, n-ai greșit-o. Mi s-a părut că am greșit-o. Atât, atât. Cred că ai greșit un pic la reperul 2. Ia să vezi. Dar nu văd. Ai. Uită. Da. Da. Dar pe rădui te-ai dus un pic cam mult, aha. Da? Bun, hai să ieșim. Aici așa, ala aici aia. Sunt. Aha, aha. Cred că așa ar trebui să iasă, inițial. Sunt, cred că o să fiu un pic departe. Nu. Sunt bine? Stop. Perfect. Îndreptam asta e. Și asta a fost. Ha, bun. Bun, hai să facem și o garare cu spatele. Ușor, uite aici, vreau să facem o garare cu spatele. Ok, ok. Deci drive, am nevoie de drive și să merg un pic mai față cu volanul drept, te rog. Așa. Și ne uităm la reper. Bun, aici l-am, de exemplu. Dar nu sunt foarte sigur de ce fac acum, sincer. Dar vedem. Armiș, dacă ești un pic mai față și dacă ai greșit reperul, asta e simplu. Nu, o ghidez. Și redresăm. Unde ne uităm? În oglindă. Ăla e, bravo, așa. Auto, faci nici din mers. Ce mai vreți? Am ce mai vrei? De departe sunt. Ce mai vrei? E foarte bine. După ce m-am băgat. Acum e dreapta. Ăsta e. Bun, suntem bine. Ha, putem pupat. Ciao. Să mă vezi după ce a permisul, ce fac eu în trafic? Ce ai putea face dacă ai întâlnit o intersecție de genul ăsta și trebuie să faci stânga și eu nu sunt cu tine? Să te văd ce faci, da? Da. Ia să vedem. Da. Nu bloc încet o intersecție, zic bine? Corect, corect. Deși am fost atenționat din spate. Și de ce-mi place, gele. Și un aspect foarte important și îmi place totodată că ești primul. Și s-a pus roșu. Că ești primul la următoarea, la următorul verde, ceea ce înseamnă că nu vei avea pe unul să te ghidezi după el.
hai să luăm un pic, băbește, bine, teoria. Mă duc până la jumate fac și mă asigur de tramvaie. Fac de tramvaie pe verde, cu ea acord prioritate. Tramvaielor și celor de circulă din sens opus. Ăla e, ăla e. Și ai grijă la încadrare când te încadrezi. Hai că am zis că nu te ajut, dar... Păi mă duc până acolo, când mă duc pe drept. Să nu îi obturezi pe cei din față, da? Păi da. Hai. Mă duc pe drept. Hai mai față un pic, că doamna... Deci asta se face cu ocolirea centrului intersecției. Da, 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 și doamna... Nu se face înainte de nu. Centrul intersecției. Uite, vezi? Mai dat very hard. N-are nimic, mai în față. Și mă și... Hai doamna e relaxată. Doamna e relaxată. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, îndreaptă puțin volanul. Hai, cât mai în față, cât mai în față, cât mai în față. Atât. Semnalul încă o dată. Așteptăm să elibereze. O să mă bag în față, dar nu, că e în curpă ăștia. Auzi, Ana? Știi că mă întrebai de fata aia cu ochelari ce a făcut, că ți-am zis că e la examen? Da. Uite-o în față. Unde? Uite-o în față, la examen. Wow! Hai mai în față și noi, hai și noi mai în față. Hai, mai sus, mai sus, mai sus. Așa, așa. Când se dă roșu acolo, te duci? Da, da, da. Te mai față un pic. Hai, bagă. Că aici, da. Dacă ți-a greșit 1-2, cum s-au băgat aia 2, te-a spart. Rămâi acolo, rămâi intersecție. Păi rămâi, dar care e problema dacă rămâi? Că cum am rămas eu acum? Adică, ce trebuia să fac decât să rămân? Să mai merg? N-aveai ce să mai faci, era rău dacă era și tramvai. Că ăla începea să claxoneze ca turbatul. Da, dar doar asta e vorba. Că, da. Doar că te pierzi, da? Adică nu îți modifică ție ce ai de făcut în vreun fel, nu, mai departe nu, de presiune. Nu, 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 ok. Cam asta a fost antepenultima oră de condus. Mai am mâine două și mai avem luni. Iar marți, la ora 8, testul final. La Antilopa, se dă testul final, mă întâlnesc cu un prieten care dă și el tot la 8, tot acolo. Deci măcar să nu mă simt singur. O, și să vedem atunci cum mă simt. Și am ajuns și în ziua examenului. Sunt ultimele minute de stat acasă. Am dat comandă de Uber. Sper că pentru ultimele dăți să le număr pe degete. Și urmează să mergem în zona Antilopa, unde la 8 dimineață voi susține examenul de condus pentru categoria B. Pentru mine este o luptă continuă, mă rog, cu pauză imensă între prima dată când am făcut școala și acum, când sper să se termine odată cu calvarul ăsta pe care l-am amânat atât de mulți ani. Gândiți-vă, 2008-2024. Bun, ce să zic, emoții mari, momente și momente, momente când sunt ok, momente când mă cuprind iar emoțiile. Dacă va fi să greșesc ceva, probabil va fi datorită emoțiilor. Sper să nu fie cazul, sper să le iau și să nu mai am grijă asta, pur și simplu, pentru că m-a ocupat foarte mult timp. Deci, da, haideți să vedem cum va decurge. Nu mai avut de mult așa. Emoțiile s-au terminat, am susținut examenul de conducere pentru obținerea permisului categoria B pentru autovehicul, care a stat 16 ani nedat din nou, că l-am picat prima dată și am reușit într-un final, nu vă mai țin în suspans, că știu că stați cu sufletul la gură acum, am reușit într-un final să-l iau cu 15 puncte de penalizare. Pene drept și voi face contestație, mai dau o dată, glumesc, nu, am scăpat, nu mai vreau să mai iau niciodată, dar voi veni cu Ana Maria. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată. Deci, plăcerea a fost de partea mea. Omul ăsta e motivul pentru care l-am luat, pentru că am detestat. Știți materia de la școală unde nu-ți place profesorul? Nu înveți, n-ai cum să fii bun la materia unde nu-ți place profesorul. Mi-a plăcut profesorul de, cum să vă spun, de la să detest și să mă duc cu groază, la abia aștept să merg. Chestia asta nu ține de mine, că m-a schimbat eu între timp, nu, ține de omul cu care am făcut chestia asta, pur și simplu. Dani Turcină, cheamă-l, găsiți, aveți tot contactul lui în secțiunea de mai jos, să mulțumesc încă o dată. Faci și pe manuală, faci și pe automată, da. Eu am făcut pe automată, n-am niciun gând să conduc vreodată manuală și chiar dacă aș fi să conduc vreodată, de la simplu la complex, de la ușor la greu, așa se învață, după automată, bănesc în manuală, atât ce ai stăpânit. Doar ce trebuie să învățăm schimbătorul cu ambreiajul, care cum stau lucrurile. Da, dacă, în uite, rest... cineva care vrea să ia drumul cel mai ușor, e mai ușor automată manuală sau manuală automată? Manuală automată. Așa e mai ușor? E mai ușor așa pentru că automat condusul pe
manuală, e ceva mai complex, ceva de mai greu. Zic, să lași să ai o atenție distributivă ceva mai, da, mai bine pusă la punct. După când te urci de pe manuală, pe automat, e ceva mai simplu. Am scăpat de grija ambreiajului, de grija schimbătorului și totul de curge, da, uite, eu am gândit-o invers. De curge foarte ușor. Am gândit-o că înveți partea aia mai ușoară și odată ce ai stăpânit mașina și ai învățat semne și priorități. Și asta e o variantă, da, dar în teorie e mai ușor, da, de la manuală la automat. Îți mai cere lumea manual? Cere, da, da, cere, da. Mai spune-mi o singură chestie, mai ai locuri în perioada asta? Cum e cu aglomerația? Că tu m-ai șocat pe mine. În unele perioade se înghesuie toată lumea și în altele nu. Exact, a venit o perioadă acum ceva mai înghesuită. Cu cât ne apropiem de vară, de căldură, vremea frumoasă, începe distracția, să zic așa, din ce în ce mai intensiv. Și în decembrie nu face nimeni? În decembrie mergem, tăiem porci, tăiem viței, tăiem suntem oi. Vegani, nu facem niciuna din asta, ca să știți. Așa, ținem post. Bun, super tare. Care sunt zonele în care te duci oriunde sau ai preferat două, trei preferatele tale? Mă duc cam, dacă e cerere destul de mare, mă duc cam peste tot. Da. Dar în general lucrez pe zona de examen Antilopa, Pantelimon, Cora Pantelimon și pe sectorul 5, Carrefour Vulcan. Am și înțeles. pe acolo și pe Ilfov lucrăm destul de mult și pe Palatul Copiilor și pe zona de examen Iore, Pod Iore, pe acolo pe la Titan. Dar în principal ne adaptăm, ne adaptăm, în funcție de cerere ne adaptăm. Facem tot posibil să mulțumim pe toată lumea. Bun, îți mulțumesc frumos, nu uitați să subscribe, un like, un comment și un share, să ne vedem cu mine la episodul următoare. Pe Dani îl găsiți în descrierea de mai jos. O să ne revedem cu el oricum când dă și Ana Maria, deci nu e la revedere. Plus că eu cu el mai avem niște drumuri de făcut, i-am făcut niște promisiuni și am de gând să mă țin de ele. Baftă!